Mulțumesc! Dumneavoastră sunteți îndrăzneții care ați mai venit. Cine naiba m-a pus să vorbesc despre iubire? Dacă vorbeam despre sex, nici polivalenta nu era. Cum și-o face omul cu... A mai târât după mine și un poet. Un puric și un poet. Este clar. Mă bucur mult că ați venit și aveți inconștiența să asistați la așa ceva. Eu cred că pe această sfântă irresponsabilitate de iubește poporul român. Le-am zis la televizor că am mare încredere în lipsa de încredere a poporului român. Asta ne salvează, Doamne. Este ceva... Și umorul. Și îți îndrum spre dumneavoastră că tot vorbesc pe iubire, dragoste, gelozie. Mi-a zis unul în bancă, zice, băi, tu la nevastă ta în dormitor, în dulap, ai găsit vreodată străini? Deci nu, numai români. E nenorocire. Da. E bine de observat că umorul e o formă de aristocrație a neamului ăsta. De fapt, este un act de dragoste față de viață. Știți că românul nu se suprapune cu viața, că dacă se suprapunea cu viața, dispărea de mult. Nu s-a suprapus nici cu COVID-ul, nici cu ăștia. Eu mă gândesc să vă fac o conferință despre transgender, că e la modă, și din puric să devin ploșniță și dumneavoastră să agreați, conform directivelor. Am adus și niște cărți, cu toate că știu că nu mai citește nimeni, disciplinar le-am adus. Și i-a adus și poetul cărți. Cine mai citește poezie în vremea de astăzi? Știți cum e? Această întâlnire e aia, țara arde și baba se pieptănă. Și totuși, zice, la ce bun poetul pe vreme de secetă, ca să aducă aminte că există ploaie. Știți în ce situație mă aflu acum? Un mare filozof german, Karl Jaspers, a dat un exemplu la un moment dat, că tot așa era lumea răscolită și tot încerca să redreseze poporul german, să... Și era tot așa, ca mine, singur cu dumneavoastră. Erau pâlcuri de oameni care mă ascultau și zice, domne, parcă aș fi Confucius, marele înțelept chinez cu vreo 450 de ani înainte lui Hristos, mergea prin China. China arăta cam cum arată acum Europa și România. Praf și pulbere. Și umbla din sat în sat să le spună la oameni, să-i trezească. Vă dați seama. Și la un moment dat s-a pomenit cu un nebun în spate, care a zis, uite-l pe cel care știe că nu se mai poate face nimic și cu toate astea continuă. Eu sunt nebunul. Sau sunt și ăla care știu că nu se mai poate face nimic. Totuși, nebunul intuia spiritul. Spiritul nu ține cont de istorie. Apropo, eu întotdeauna m-am înțeles foarte bine cu nebunii. Au o logică adâncă. Eram la mănăstire și iau mănăstire și la un moment dat era un nebun, fără acte, că ăștia sunt cei mai importanți. Stătea sprijinit așa de zid și mi-am dat seama că e puțin plecat omul. I-a zis starețul, pune domne mâna și muncește, fă ceva că și-ai venit de nu știu câte ori la mănăstire, mănânci pe degeaba, n-ai... Păi cum n-am făcut, n-am tăiat lemne? Când ai tăiat lemne? Acum 2 ani. Era foarte bine, așa, semenea cu Fondul Monetar Internațional. Știți, avea o... Și atunci m-am apropiat la el și l-am întrebat, răspunsul este genial. Zic, domnule meu, nu vă supărați. Dacă dumneavoastră ați fi președintele statului, ce ați face? Și s-a uitat la mine așa și a zis, să înțeleg că până acum n-am făcut nimic. Deci eram funcție de mult. Acum, da, bine, râdeți. Măcar mi-ai luat apa de aici. Așa, între timp mai beau și apă. Să ne întoarcem la chestia cu nebunul și cu situația noastră de acum, că e foarte important să o punctăm. Ce interesant, că vedem, ați văzut că istoria nu mai stă așa, 50 de ani blocată în comunism, se mișcă. Și acum, în timp ce stăm de vorbă, mai vin noi rezoluții, noi indicații, summituri, tot ce vreți. Se mișcă cu viteză fantastică, nimic nu mai stă pe loc. Și mi-a dus aminte de un mare filozof care a fost în Grecia, presocratic, Heraclit, care zicea, pantarei, totul curge. Tot ceea ce este stabil este numai schimbarea. Nimic nu este stabil. Ceea ce este, există cu adevărat este numai schimbarea. Așa. A dat un exemplu năucitor că
nu te poți scălda de două ori în apele același râu. Că odată nu mai este aceeași apă și nu mai ești același om. Și el are dreptate. Numai că parelul cu el a fost unul mai isteț, Parmenide, care a zis nu. Gândirea rămâne fixă. Adică spiritul, zice el. N-ați observat că dacă citești Eminescu 1881-1880, zici că a scris ieri. Dacă te duci la Sfântul Nectarie, zici că acum o jumătate de oră. Și atunci spiritul nu dă impozit, istoriei. Totul se schimbă. Vorbim despre dragoste. Dragostea este trecătoare, îndrăgostirea niciodată. E permanentă. Erosul, atracția, taina aceasta. Ca să vă dau exemple concrete, că dumneavoastră nu aveți nevoie de teorii, aveți nevoie de exemple concrete. Erosul, zeul dragostei, domne. Dar până să vă vorbesc eu de zeul dragostei, trebuie să spun cum se manifestă. Am fost în turneu la Edinburgh, știți că nu mai vorbește nimeni, zic că Edinburgh. Am fost în California acum vreo 4 ani și mi-a zis un puști la biserică, vorbiți foarte frumos, foarte mă interesează. Zic, dar ai aparat dentar? Nu, dar așa. Cum te numești, mă? Ștefan. Când ai căzut pe trepte? Bă, tu ești nebun la cap, de râs pe Ștefan, voi fost să zică, înainte la atac pe turci. Era, ei se schilodisec, cum se schilodisc ăștia când se duc pe la UE, acolo, se întorc toți așa, ușor halucinați. Da, era turneu la Edinburgh cu Teatrul Național, am râs și noi ieșeam în Occident pentru prima oară și ne-a luat cu trenul. Clasa a doua, evident, că se făcea economie, dar aveam, am prins ultima generație, rasă de actori. Acum este o subspecie. Rasă de actori, aia, teribil. Și printre ei era și doamna Iona Bulcă, superbă, frumoasă. Era la o vârstă ceva mai înaintată, de-aia s-a îmbrăcat în alb, a venit cu cercei de aur și a zis, puricuț, acolo sunt bagajele mele. Vreo 30 erau. Nu mă mai vedeam. Era o piramidă cu bagaje, care era așa. Eram ce zice francezul, lui Chevalier Servant, cavalerul puricuț, aici, puricuț, care era bagaje. Tot vagonul plin cu bagajele, că erau toaletele și le schimba la o jumătate de oră. Cu doamna Simona Bondo, cu colegul meu Sandu Bindea. Și fiți atent, acum începe demența. A stat liniștită în compartiment până la Oradea. Și a zis, puricuț, trecem în Ungaria. Și tatăl meu, păi nu se poate, dragă, noi suntem Teatrul Național să stăm la clasa a doua. Noi suntem la clasa a întâia. Dar nu avem bilet, doamna. Nu contează, dragă. Contează unde ne simțim noi. Noi avem față de clasa a întâia. Puricuți, ia bagajele. Doamne, zic, nevora mea, da, mai trebuie și în Ungaria, ne ia mama dracului. Te rog, urmează-mă. Puricuți, bagajele, nu am loc. Și m-a băgat la clasa a întâia. Și la clasa a întâia, cu ea, am trecut în Ungaria și după 45 minute a venit un ungur cu favoriți, cu mustețe, era Franz Josef, micuț, crăcănat și bucuros că ne-a prins să ne amendeze. Ne mirte în varoș. Ege, și unge ne gheasă de lere că mea gheasă. Unge ne bea, tu le gheasă, bă, ogeu, nide me gheasă. Eu m-am albit, nu Ioana Bulc. El s-a pus în fața ei și își nota să dea amendă. Zice, ege, unge aici, gheasă, unge ne gheasă. Și Ioana Bulcă își făcea vânt cu rochia de vară. Știa perfect mai ungurește. Nemirte varu. Seretele, uge de șevenebe, uge de begeșeve. Își făcea vânt. Și ăla, eu am văzut cum îi se îndreptau mustățile. I s-au îndreptat mustățile și și-a rupt singura amendă. A zis, nemirte varu, uge, șuge, ebe, străge de uge de begeșeve. Asta este eros. Și-a rupt amenda. A băgut și un pas de ceardaș. Și-a dus afară. Profesorul meu, minunea asta, Demre Dulescu, Dumnezeu să-l odihnească, nu aia, profesor, mi-a fost părinte și avea geniu. El avea geniu. Geniu nu lucrează pe teorii. eram toți în pauză și nu pe toți din pauză și inclusiv pe mine. Zicea, Puric, băi, Gică, tu ai citit mai mult. Ce, dragă libidoule? Nu, profesor, libido este atracția către sexul opus, atracția erotică. Cine te-a învățat, dragă? Am citit la Freud. Aș citi mult și ați înțeles puțin.
Habar n-aveți. Cheamă, dragă, pe nenorociția în clasă. I-a întrebat, păi, libido, toți așa atracție? Nu, dragă! Libidoul este atunci când eu eram la Moscova, în hotel cu Amza Pelea și cu Mircea Albulescu un lift și liftiera era o blondă, superbă, rusoaică, țățoasă și niciunul nu vrea să iasă din lift. Ăla-i libidoul. Când nu vrei să ieși din lift. M-ați înțeles? Ca să știți puțin cum e cu iubirea, cu Eros. Aveam vreo 5 ani și apă la țară, așa, mergeam pe drum și stăteam cu piciul într-o conservă. Pam, pam, pam. Și în spate tata. Tata care m-a făcut la 53 de ani, când a avut timp și el, normal. Om serios, nu s-a grăbit așa. Și venea cu unchii în spate și discutau. Dom'le, istoria este, iară zic, Parmenide, de aceeași. Ce credeți că discutau? Dragă Liviule, rușii se înarmează, va începe al treilea război mondial. Perfect. Numai că a intervenit Erosul. În situația asta serioasă, eu cu conserva, țoc, 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 țoc. De ce mi-aduc eu aminte de chestia asta? Ei foarte serioși, vorba de război. Și toată s-au auzit așa. Și au vrut niște tocuri. Și a dispărut războiul. A dispărut războiul, tratatul de la Varșovia a luat dracu și s-a instalat peștera Muierii. Eu am rămas cu piciorul așa, am mai dat în joc conservă și după un minut l-am auzit pe tata, stângui mai subțire. Asta este. Stați să vedeți. Geniul poporului român în ce constă. Sigur că vă rog să atașați această, că nu e o conferință, o întâlnire între noi, niciodată n-am ținut conferințe, despre iubire. O să vedeți, vor reveni noi directive, valul 6, 7, 8. V-am mai adus acum niște cărți ca să le citiți. Mai puneți un vaccin, o carte, un capitol, mai luați niște medicamente, mai schimbați posturile. Și să aveți Kalashnikov acasă, dicționar român-rus, că nu știți ce se întâmplă. Era... Stați-mă, despre ce vreau să vă răspund. M-a luat cu valul și cu valul 1, cu valul 2. Apropo, mi-a zis un șofer de taxi, domnule, esența vaccinului este genială. Genial. Eu am două categorii de taximetriști. Unii care mă duc pe degeaba. Deci nu vă iau bani, domnule. Dumneavoastră, sunteți cu pieptul deschis, vă certați cu mai mulțele astea, cum vă dau și o bere. Și alții care, noroc, nu mă cunosc, normal că nu mă cunosc. Și mi-a zis, șef, unde te duc? Pe zic, la universitate. Pe semnă că el... De citit nu era vorba cu... Era ușor agramat. Auzise pe la radio problema cu vaccinul. Varianta aia veche, că virusul este atenuat sau mort și ți-l bagă în vaccin. Și îmi explica. Cum mi-a explicat el, și Pasteur ar fi murit de gelozie. Babes ar fi sinucis. Iar cum vi-l explic eu, este esență. Să-i dați lui Fauci să citească lor din America. Auzi, care are față de responsabil de bloc. Au niște fețe din asta de... Și zice, au șefă, uite cum e cu COVID-ul. E clar că ăștia e niște bandiți. Uite, COVID-ul e niște bandiți care vrea să intre la mine acasă, în corp. Eu, ca să mă apăr în casă, trebuie să iau alt bandit din altă gașcă, dar să fie bad cook. Deci era virusul atenuat. Problema șeful se pune în felul următor. Dacă nu vine bandiția aia, nu rămân eu cu ăsta în casă? Care e beat, se trezește, mă ia la pumni, îmi ia banii și sare și pe nevastă? Deci... Situația a fost foarte clară. Erosul. Știu că am mers mult, am mers așa vreo 40 de țări, tot am colindat cu pantonina. Știți că așa zic aia la Ministerul Culturii, că creierul cam atât e. Nu zic pantomimă, pantomilă sau pantonina. Și am fost cu pantonina și avioane, mă știu, și la un moment dat am venit la Budapesta cu un avion mic, mic, mă știți. E, acolo m-au recunoscut pe mine piloți. Am zis, maestre, vă rugăm, poftiți. Sunt avion micuț, mă stricuram. Și stați aici la VIP-uri, la... Nu era nicio diferență, era doar o perdea. Și eu stăteam aici, așa, perdeaua, aici soția, și aici, nu aici, stătea ștoardeza. Aici. Avea două perne gonflabile în caz de... Așa? Și a început avionul. Și pernele... Și unde să mă uit? Era noapte, pe fereastră, da? Soția știam ce se întâmplă, era așa.
n-avem ce să fac. Și am mai zis așa, dacă știam că veniți la bord, mă și fardam. Și zic, Doamne, decolează mai repede că nu decolez eu. Ăsta a fost unul din momente, vorbim de Eros acum. Și am mai avut odată o conferință, plecam de la Oradea la Timișoara și am zis, noi cu ce ajung? Vă trimitem noi o mașină. Am avut un jeep și s-a dat jos o blondă pe niște tocuri de 18 cm. Asta e scurtă ce am eu aici. Și m-a dus la jeep și a zis, stați în față cu mine sau în spate ca să gândiți? Am stat în spate și oricum n-am gândit. Văd că vă plac prostiile, da, e clar. Vă plac prostiile astea, da. Problema e veche, e de mii de ani. Eros e fiul Afroditei. Afrodita din spuma mării, zeiță a belșugului, a frumuseții, a căzniții. Nu prea era căzniții, că l-a înșelat pe Hades, l-a făcut praf soțului care lucra în infern acolo, la Bruxelles. Lucra în infern. Și ea, Afrodita, acum așa, mai temperamentală, a pus ochii pe unul de la noi de aici, din zonă, zeul războiului, era Trac. Trac, domne, de la Urziceni, de la, sau unde o fi. Ares. Afrodita cu Ares și din combinație a ieșit Eros. Mă fiți atent, domne, mintea aia greacă, extraordinar, ce înseamnă taina asta iubirii, cum încercau ei să o explice cu zeii. Și a ieșit Eros, zeul dragostei, numai că nu creștea. Rămăsese așa mic ca Adrian copilul, minune. Și asta disperată, ce face vă cu ăsta, mă? S-a dus la o preoteasă, una temită, așa i-a zis, mai fă unul. Dom'le, e de telenovelă, dar este genială, dom'le. E de să faci telenovelă, mai fă unul. Și zice că da, îl mai fac și ăsta este anteros. Ce înseamnă asta? Pasiune. Păi de ce? Dragostea fără pasiune nu crește. Nu crește. Păi nu vedeți că ăștia vor să ne taie pasiune? Toate societățile, imperiile, au căzut când dragostea a degenerat. Uitați-vă și la americani și în Europa. ADN este simptom de prăbușire. Hesiod, ne vorbim de mitologia greacă. Eros este zeul care a suflat viață. Orficii, Cosmogonos, cel care a pus totul în mișcare. Și dintr-o dată vezi că Eros, zeul iubirii, este cel mai important. După haos, el vine și dă viață. Așa au văzut grecii. Cu cât civilizațiile mergeau mai în jos, la romani, către sfârșitul Imperiului Roman, Eros era Cupidon, unul mic așa. Inflat, Cupido, amor, pasiune. Devenise mic, degenerat. Și atunci tot establishmentul ăsta internațional, e tanti aia Ursula, nu știu mai cum o cheamă, care vine, nu știu cum a făcut copiii, da? Ei vor să sexualizeze societatea. Sexualizând-o și scoțând pasiunea, omul degenerează și este ușor manipulat. Sextus, sex vine la sextus în dicționarul Webster, culmea știți ce înseamnă? Separație. Din punct de vedere fiziologic al organismelor vii. Eros înseamnă că eu mă împlinesc prin tine. E cu totul și cu totul altceva. Și adevărul că sexul face parte din natura noastră, din natura noastră divină. Dar în clipa în care îl reduci pe om la sex, îl reduci la specie, la biologie, nici măcar la specie. Pentru că animalele au un instinct fantastic care depășește chestia asta. Eforturile cu miliarde de dolari care se fac și, de exemplu, în proiectul România Educată, unde vor să le pună de la 2 ani, de la 3 ani, să-i biologizeze, este ca să taie impactul, legătura cu mama, taina corpului și face, îi creează mici animale. Ei nu mai dau doi preț, nu mai dau doi bani pe prețul iubirii. Deja am văzut la tineret, uitați-vă și în sală câți tineri sunt. Nu-i mai interesează. Nu-i mai interesează. Știți că acolo, pe la centru vechi, pe unde mă duc, aveam, jucam acolo într-o sală, Rapsodia. Și pe centru vechi, așa, o cârciumă, de aici până aici, cu 3 scaune și muzică. Deci creierii îți cade pe jos timpanul. Aici sunt alte 3 scaune, cu altă muzică electronică. Și aici e fotbal. Gol! Și intră tinerii.
Tinerii nu ascultă muzică, că au venit cu muzica lor. El așa și ea așa. Oricum nu se uită unul la altul. El dă SMS-uri aici, în direcția prohabului, și ea își face botul. Îi văd că trec cu câinele. V-am adus și o carte, una multă, am câinele meu, sunt singurul puric cu câine, am mai zis-o? E mult mai deșteaptă decât președintele și guvernul. Este fabuloasă, Dulci, fabuloasă. Și văd cum comunică. Muzica e atât de tare. Nu poți să zici ce mănânci. Ce mănânci? Îi dă SMS. Ea e aici, nu e acolo. Și întâmplător am trecut pe acolo fără, avem un telefon mare, nu zice ce vrei să mănânci, zice ce fătă. Și a zice fătăcă. Și ce fătă, fătăcă, este un SMS mic, care este și ala cretin, oligofren. Eu îi văd în parc la mine că mă plim, ea are copilul nou născut de 2 săptămâni, între capul copilului și ea e telefon. În crucior are un copil cu laptop. Soțul tot cu telefonul, numai câine n-are telefon mobil. Și eu atunci zic, am întrebat un părinte bătrân de 80 de ani, cum să le vorbesc eu astăzi, Doamne? De iubire, de martir, de eroi. Răspunsul a fost genial, Doamne. Mă, băiete, mă, părinte ortodox, lasă-i în pace, mă, că ăștia nici măcar un păcat ca lumea nu mai sunt în stare să facă. Doamne, e tare, Doamne. Este paradoxul păcatului al români. Și acum mi-am să aminte ce vreau să spun. Am fost la Sighișoara și... Dom'le, ca să iubești, ca să cunoști poporul român, trebuie să-l iubești. Am se predău ore de a-ți urâ, a-ți detesta poporul. În general, dacă vrei să cunoști un om sau un popor, trebuie să-l iubești. Și am fost la Sighișoara, am ținut așa, a fost o întâlnire, nu știu despre ce vorbeam, despre identitate, și părintele protopop m-a invitat la masă acolo, un pahar de mine, și zice, domnul, vă zic ceva autentic de la mine din parohie. Fiți atenți, este absolut genial. De asta poporul român nu va putea fi niciodată cucerit. O să avem straturi oculte pe deasupra, intră hoții ăștia locali, în interior ființa adâncă a neamului prea puternic. Deci a venit la mine o băbuță, zice, părinte, aș vrea să mă spovedesc. Câți ani mai e? 91. Păi da, spuneți, ce păcate ai? Păi când eram fată tânără, eu m-am fost măritat cu un băiat, cu un flăcău, dar n-o stau mult, că l-au luat rușii la război și l-au luat și prizonier să aștepte ani și n-am mai putut să-l aștept. Și... Pe ce ai făcut? M-am iubit cu un flăcău frumos din stat. Mamai, câți ani au trecut de atunci? 65 de ani. Păi a uitat și Dumnezeu, stai liniștită, niciun fel de problemă. Ce să faci? Citești aici acatiste, mai țir post? Mă iartă Dumnezeu? Te iartă, te iartă. Domnul, da, după 2 luni vine din nou băbuța la mine. Părinte, vreau să mă spuneam aceea. Eu când am fost fată tânără, m-am iubit cu un flăcău, m-am măritat aici. L-au luat rușii, la oase, a fost prizonier și m-am iubit cu un flăcău din stat. Păi... Da, mamaie, să mai zic să mă uite, mă uite, mai mărești de la 10 acatiste la 20, ții postul ăsta. Mă iartă Dumnezeu. Te iartă. Domnul, da, după 3 luni vine aceeași oameni. Și părinte, vreau să mă... Ce mai cu mamaie? Eu când am fost fată tânără, m-am luat cu un flăcău, dar am plecat la armată și m-am iubit cu un frumos din sat, părinte. Și nu știu... Mamaie, mi-ai zis asta de nu știu câte ori. Știu, părinte, dar mi-e așa drag să-mi aduc aminte. Eros. Dom'le, dacă găsiți povestea asta în străinătate, eu vă dau viața mea. Nu aveți cum mai în România se poate întâmpla așa ceva. E un paradox. Apăruse și bancul ăla cu ăia care veneau, că și structura bancului la român este o chestie de inteligență și de subtilitate extraordinară, de superioritate genetică față de maimuțele astea care vin peste noi. Ați văzut că n-au umor? Sunt rigizi. Sunt așa, când zâmbesc, îl cași pe picior și, oh, it's nice. We have to be together. Audiențe de crocodil, toți sunt puși. Scoși, nu știu ce mai în interior. La spovedanie, erau toți așa, părinte, acum 2 săptămâni, nu știu, mi-a luat Dumnezeu minte, nu știu, am păcătuit cu aia, cu aia. Și au Dumnezeu să te iert, uite, așa. A venit o femeie, zice, părinte, acum 10 zile, fără să vreau, mi-am așa bărbat, am păcătuit, așa. Altele am păcătuit, și m-am dat, părinte, mai, băi, nu mai spuneți, m-am păcătuit. Că vă aud de aia din care stau la rând acolo. Spune și voi, am căzut de pe punte.
care, puntea asta de aici, nu? Dom'le, ăla iese la pensie și vine un părinte tânăr și nu l-au avertizat ăștia. Și am uitat că părinte, dar tu, părinte, acum 10 zile n-am fost atent, nu știu ce, și am căzut de pe punte. Care punte? E punte. Asta de aici, dar n-ai fost atent, nu am fost, ce să spun. Dar, băi, păi să fii atent. Păi îmi dai ceva, ce să-ți dau? Îți dau canon, să fii atent. A venit una parfumată, decoltată și a zis, părinte, nu știu ce s-a întâmplat, acum 3 zile am căzut de pe punte. Tot de pe punte, de aici. Dom'le, au venit vreo 10 care cădeau de pe punte, era nebunit. Fiți atent, amă, geniul poporului român. După o săptămână, primarul face ședință. Cu consilierii, cu... și cheamă și o tânărul preot venit acolo. Doamne, ce probleme sunt aici în comună, nu știu ce, cu tare, avem asta, școala, școlarizare, stâlp de telegraf. Părinte, da, domnul primar, reparați puntea aia, domnule. Cade lumea, domnule, tot timpul. Și... stați cu rădus. Ăia tot ca dumneavoastră râdeau. Și preotul zice, nu mai râdeți, domnule, că acum 2 săptămâni a căzut și soția domnului primar. Ați înțeles? E o nenorocire, domnule. Este o jale. Deci, v-am spus asta, dar stați să vezi, ne întoarcem la Grecia Antică, că e bine să vezi din străfunduri această preocupare, această încercare a bietului suflet omenesc să surprindă, să definească taina asta iubirii. Paul Evdokimov, poetul și mare teolog rus, spunea, nu noi trăim dragoste. Dragostea ne trăiește pe noi. Platon spunea că este orbire. Aristotel spunea că este dincolo de lanțul cauzal. Și ca să înțelegeți ce înseamnă dincolo de lanțul cauzal, n-are cauză, e ce mi-a zis mie Bibul, Dumnezeu spunească, dragă Puric, dacă te îndrăgostești de o fată și te întreabă cineva de ce, tu să spui de Hegel, de aia, că nu se știe, drag. Dincolo de lanțul cauzal. 1653, Blaise Pascal, inima are rațiuni pe care rațiunea nu le poate pricepe. Fantastic, domnule! Jacques Prévert, mare poet, nu există 6-7 minuni ale lumii, numai una, iubire. Te duci în Orient, ce interesant, și aici o să fac o legătură cu Pili, cu felul lui de a fi într-o Românie care la suprafață este stearpă. Cât de important e poetul în cetate, cât de important este Pili, care scrie cu un soi de incandescență, că nu știi, știți că poeziile lui, astea, nu puteți citi decât una, e ca Palinca. Nu mai râdem, el e poetul. Faci pauză, a doua zi mai eu dușcă. Pentru... da, da, pentru că el arde. Nu e, citești, și vezi așa, te recunoști. Are la un moment dat anumite excese, i-am zis eu, bă, nu mai băga din alea că te duci spre, dar e din cauza că el este un revoltat împotriva anesteziei care i s-a tras în cap în a iubi o femeie, în a-și iubi patria, pentru că găsiți aici, de asta sunt pesărite, puteți lua cartea și o deschideți așa, unde vreți. Mai puteți face ceva cu poezia lui de dragoste. Puteți citi un vers dintr-o poezie și vă duceți la sfârșitul cărții și citiți alt vers. Le puteți uni. El scrie aceeași poezie în continuu. Dacă îi tai venele, nu curge sânge, curg versuri. Curg versuri. Și acum să ne întoarcem puțin în Doamne, perioada sufită, sufii. Sufii însemna, aveau haine de cânepă așa, albă, curați. Erau puri. Și acolo Rumi, mare poet iranian, și zice, da, omul plin de spirit este un ocean într-o picătură. Este ceva cutremurător. Cum gândeau? Omar Khayyam. Acest vas fu odată un biet îndrăgostit care gemea de nepăsarea unei femei frumoase, iar toarta era brațul ce mângâia suavul gât cu atingeri ușoare de mătase. Sufiții, persanii. Octavio Paz, unul din marii eseiști mexicani, a luat primul Nobel, mai bine nu îl dădea,
că ăla a început să devină un simbol al urâțenii umane, a spus că persanii, sufiții, au învățat Occidentul să iubească. Prin invazia musulmană, musulmanii căraseră pe ei pe desubt pe persani, pe iranieni. Și ăștia au venit cu catrenele, ăștia au venit cu poezia. Așa s-a născut. Știți că termenul de îndrăgostit apare în secolul XII în Europa. Așa s-a născut ideea de doamnă. Ideea de a iubi femeia, a înălța-o pe un piedestal, de la sufiți. Așa au apărut truverii, trubadurii. Aici o să găsiți, nu are nicio legătură cu contemporanitatea pirii, incantații către iubită. Cum făceau truverii, trubadurii. Eu am zis la un moment dat, băi, scrii versuri câteodată de parcă dezbraci o femeie și o și îmbraci. Ai o forță, o furie în tine din asta, cum să zic, la el este un eros din ăsta răzvrătit, dar apare cultul femeii, cultul doamnei, cavalerul rătăcitor care își pune toată viața pentru doamna iubită, Don Quixote. Don Quixote în final, știți, el mergea tot timpul cu Sancho Panza, țăranul ăla mai grăsuț, foarte realist, dar adevărul era la Don Quixote. Vreți să vă fac diferența între adevăr și realitate? El avea o iubită imaginară, Don Quixote, Dulcinea din Toboso. Zice, m-am îndrăgostit de ea din auzite, nu din văzute. Dacă căutați pe YouTube Dan Puric, Don Quixote, vedeți spectacolul care l-am făcut. Dacă faceți Dan Puric în lume, vedeți ce impact a avut în capitale europene. Știți de unde mi s-a tras? De la 8 ani, nașul meu de botez, stătea lipit așa de sobă, un geniu a fost, a murit în mizerie, săracul, un intelectual de rasă și mi-a zis mie, ai citit Don Quixote? Și nu, la 8 ani. Cum ai să poți să iubești vreo femeie? Curios, până la 45 de ani mi s-a dat o comandă să fac Don Quixote și mi-am adus aminte cuvântul acesta. O să vedeți spectacolul, vedeți pe e altceva pe YouTube, dar oricum. Don Quixote zice lui Sancho, Sancho, a trecut pe lângă Toboso, du-te la Toboso și spune lui Dulcinea că am să lupt în continuare pentru dragostea ei și că ea este inima vieții mele. Bine, stăpâne, știa că e nebun. S-a ascuns așa după un colț pe acolo și a venit după o oră jumătate. Sancho, ai văzut-o pe Dulcinea? Da, stăpâne, am văzut-o. Cum era? Nu-i așa că era frumoasă? Nu, stăpâne, era una grasă care dădea porumb la gâști. Da, Sancho, dar n-ai observat când mâna ei, grânele, se transformau în boabe de mărgăritar și în aur. Realitatea este că România e un ghetou de muncă forțat, condus de niște securiști și de o cultă internațională. Da, dar n-ați observat că e grădina Maicii Domnului. Atunci, omul, dacă se recordează la realitatea de zi cu zi, este robul realității. Dacă se recordează la adevărul acesta transcendental, el primește puteri fantastice. De ce se sexualizează societatea numai românească mondială? Au nevoie de pioni. În banchetul, dialogul lui Platon, se adună mai mulți și discută despre Eros, cu 400 și ceva de înainte al lui Hristos. Ce e dragostea? Și unul a zis, eu vreau să fac o cetate de îndrăgostiți. Este cea mai bună soluție politică. Ce vrei să zici? A întrebat celălalt. Dacă două armate se luptă și una pierde și se retrage și ea fug să-i omoare și în spate aici îl vezi pe unul care fuge mai încet, dar fuge să scape viața. Da, dar dacă vede că iubita se uită la el, pune mâna pe sabie și înfruntă, e de nebiruit. Și atunci dragostea între doi oameni este de nezdruncinat. Dragostea de țară, și o să vedeți și la Pili aici, găsiți, răsveți din când în când câte o chestie despre țară, este indestructibilă.
cum se distruge o țară, cum încearcă acum să o facă, cum se distruge un om. Mi-a zis mie o măicuță de la Diaconești că când eram în lume, m-am dus la Antim, la mănăstire, să aprind o lumânare, la vii, la morți, și am auzit o voce în spate. Când a căzut Adam și Eva? Și m-am întors la privirea săgetătoare a unui monah în vârstă, care m-a cutremurat. Și nu am știut ce să spun. Am crezut că un tip biblic sau așa. A zis, nu știu. Când n-au mai fost în același duh, pe urmă a venit șarpele. Când se despart doi oameni care s-au iubit, când nu mai sunt în același duh, când se distruge un popor, când nu mai este în același duh. Tot efortul lor care au făcut, în general, divide timpera de acum, vaccinați, nevaccinați, putiniști, antiputiniști, să împartă, să fragmenteze opera diavolului. Lasă-l Dumnezeu în pace, unul sărac de frică a făcut asta, altul că este bătrân, altul n-a vrut să facă din anumite... Lasă! No. Dragostea, știți care este cea mai frumoasă definiție a dragostei, dacă poți să definești o fetiță de 5 ani? O fetiță de 5 ani a spus că dragostea este atunci când bunica i-au căzut ochelarii jos și bunicul, deși bolnav de reumatism, s-a plecat și a dat. Pentru că ea presupune jertfă, bunii mei prieteni. Ce am discutat până acum, am discutat despre îndrăgostire, despre eros, dar iubirea adevărată presupune jertfă. Ce este, zice Sfântul Nectarie, jertfa? Când sufletul poruncește trupului să moară pentru valori mai mari decât viața lui. N-ați luat un cutremur, îi scoate de sub dărâmături și este mama peste copil. Este soțul peste soție, bunica peste nepot, ultima fracțiune de secundă. Zicea Schiller, instinctul jertfelnic. O mamă e de mână cu copilul, discută și lasă din mână și mai discută și o face să întoarcă la un moment dat ceva că nu mai vede. E pe drum și vine o caleașcă cu doi cai să-l calce în picioare, fără să gândească să se aruncă asupra lui. Ăla este instinctul de jertfă. Instinctul de jertfă este baza dragostei. De-aia au murit pe câmpul de luptă, s-au jertfit pentru țară. Soțul se jertfește pentru soție, soția se jertfește pentru soț, iubita, iubitul. N-ați văzut marile tragedii, toate astea merg dincolo de ordinea lumii. Este ceva, cum să zic, gândiți-vă că am adus acum cărțile acestea și mai ales Pili, care este un unicat prin cinstea lui sufletească cu care își declină dragostea, erosul. Răbufnirile lui sociale. Ce important este poetul în cetate, pentru că aduce aminte de forța dragostei. N-ați văzut că acum și cu părinte 1, părinte 2, ei vor să taie cordonul la umbilical, legătura. Am zis, când a prins o lumânare la cimitir, nu a prins la mama, mă, la tata, nu la părinte 2. Când a murit pe front, ăla a strigat, mamă. Deci trebuie să vedeți, să puneți la lucru inima dumneavoastră, sufletul dumneavoastră. Pe la 1620, un britanic, Robert Barton, a scris Anatomia melancoliei. A zis, de ce? El era un student atașat la Biserica lui Hristos, al Colegiului Oxford. Și fiți atenți ce a sezizat ăsta la 1620. O melancolie. Lumea a suferit de melancolie, care zice este dată din cauza îndrăgostirii, că toți devenim. Și religia, care zice că îl copleșea cu o altă lume. Și atunci, terapie. Zicea să se ducă bărbații în cârciumă, beau jocuri de table, zaruri, sporovoială, povești despre pitici vrăjitoare, divertisment. Asta era. Să-i scoate din această melancolie care prinsese pe la 1620. Și m-am gândit să scriu Anatomia inimii triste la român. Anatomia inimii triste, la care sunt cauzele? Dacă acolo era îndrăgostirea și religia, aici cauzele sunt altele. Am o carte care v-am adus-o, Omul liber, i-am dedicat-o profesorul meu de filozofie, Gheorghe Ceaușu, Dumnezeu să-l odihnească, a fost cel mai bun prieten al vieții mele. Și el mi-a zis într-o zi, bă, tu știi ce era un palimpsest? Zic, nu știu, domnul Rusu. Palimpsest este o bucată de piele care se scria pe ea înainte să apară hârtia. Scriai.
Și dacă vrei să mai scrii ceva, ștergeai ce era înainte, cu așa cu o radieră, și scriei din nou. Dar rămânea ceva din scrisoarea din spate. Poporul român este un palimpsest de suferințe. Suferință după suferință după suferință. O tragedie continuă. Cea mai mare, cea mai superbă definiție a Doinei mi-a dat-o Demre Dulescu. A zis, dragă Puric, ce este Doina? Zic, domnul profesor, Doina este în cântec de jale. Te înșeli. Uite, uite, Gică, pune mâna pe masă și o strac cu ciocan pe degete. Și o faci, și aștept aproape să streacă și îți mai trag una. Și tot așa, suferință fără pauză. Asta este Doina. Ați auzit? Suferință fără pauză. Care din noi gândea că vom ajunge în iadul ăsta după 1989? Ne-a băgat din nou la... Dar problema este... Ce nu-și dau ăștia seama? Că poporul român a valorizat suferința printr-un soi de înțelepciune extraordinară. Asta este iubirea creștină. Socrate, ce iubim? Iubim frumosul. La un moment dat, Aristofan, marele dramaturg comic din antichitate, intră în dialog și zice, omul înainte era androgin, era și bărbat și femeie, uriaș cu 6 brațe, orgolios, a vrut să dea lovitură de stat și să îl răpească pe zeu, pe Zeus. Și atunci Zeus s-a enervat și l-a tăiat în două, ca pe o plătică. Și de atunci o jumate o caută pe cealaltă. Zice Aristofan. Fiți atenți ce amezi mintea, domne. O jumate caută pe cealaltă după tăietura asta. Socrate, ne pot spune totuși ce este erosul? Și Socrate, care era un fel de Colombo, dacă vă mai duceți aminte, mima necunoașterea, mima ignoranța ca să moșească adevărul. Zicea, ați vorbit atât de frumos încât nu mai am ce să spun. Dar uite, zeii îmi întunecă mintea. Aristofan, bucățile alea două se caută ca să fie împreună, ca să fie întreg sau ca din preună să facă ceva mai bun decât ei doi. Și atunci Socrate zice, apropo de procreație, este dorul de nemurire. Copilul este dorul nostru de nemurire. Apare o idee fundamentală în Eros. Ideea de nemurire. Mă întâlnesc cu tine căci mă întâlnesc ca să faci, zicea Constantin Noica, mă gândesc și eu ca grecul ăla, care unul cu unul fac doi, când prietenul se întâlnește cu prietenul și fac una. Una. Dragostea creează comuniuni, bunii mei prieteni. Ce este astăzi, în seara asta aici, este o comuniune sufletească între noi. Comuniunea nu poate fi zdrobită niciodată. Omul separat, omul atomizat, este victima sistemului. Asta se și dorește. Dar să ne întoarcem la antichitate și, pe urmă, Pilii se aduce aminte de Orient. Socrate, ce iubim? Eu nu știu să vă spun, dar mi-a zis o preoteasă, Diotima, aiurea, a inventat-o. Dar a inventat-o ca să se facă atenți. Și preoteasa Diotima mi-a zis, pune un tânăr să iubească un trup frumos de fată. Pentru că acolo este frumosul. Da, dar după aceea pune să iubească mai multe trupuri ca să vadă că frumosul e repartizat în lume, nu-i confiscat. Și după aceea Socrate pune să iubească un suflet ca să-și dea seama că sufletul e mai important decât trupul. După care Socrate pune să iubească meșteșugurile ca să vadă că acolo este frumosul care este din om. Și în final Socrate pune să iubească știința, care este frumosul în sine, prin contemplație. Și omul se ridică de la trup, de la empiric, de la experiență, la minte, la contemplație. Și ăsta este frumosul care se iubește. Și dintr-o dată în omenire se întâmplă o răsturnare. Un seism care ține până acum. Un scandal care ține până acum. Apare un tânăr care mângâie un lepros. Un orb, o văduvă,
un orfan. Se mângâie suferință. Înainte, în cetatea antică, erau cu clopote, cu astea, leproși și ciumații, nici nu intrau. Și le atinge. Și dintr-o dată, grecul zice, și m-am coborât cu inima și m-am înălțat cu mintea. Și dintr-o dată, tânărul acesta zice, n-a mai zis el, sfinții după el au zis, m-am coborât cu mintea și m-am înălțat cu inima. Ce evidență mai urâtă, mai sărăcăcioasă decât România de astăzi este, mai disperată și tu să o iubești. Asta este creștinismul. Asta este mare răsturnare. Știți că grecii în Grecia antică au împărțit iubirea. Filio, prietenia, agape, iubirea universală, eros, dorința confundată cu dragostea, storghi, dragostea părintelui față de copil, patris patridos, dragostea față de țară, de pământ. Lipsea ceva. Ei nu-i iubeau pe zei. Se temeau. Apare, la creștin, zic cei din Occident, caritas, iubirea omului către Dumnezeu. Dar înainte de toate, este singurul zeu care a plâns pentru noi, Hristos. Moment unic în lume. Moment unic în lume. Pentru poporul român, lucrul acesta, această transcendență care a avut-o cu cerul, a creat, nu vedeți că noi suntem alergici la doctrine, la idei? Nu se lipește nimic de noi și bine face. Poate cu generația asta săraca căsăpită, dar o să vă uitați că apar ăștia din spate, 15, 16, 18, 20 de ani, 4 ani, 5 ani, care sunt alții. Genetic sunt alții, cu o forță de recuperare fantastică. Nu o să le iasă ingineria asta faustică, dementă, mă rog. Profesorul meu, Demre Drăsu, când ajungea în câte o aporie, fundătură din asta, zicea, dragă Puric, n-are niciun nonsens să mai vorbim. Era genial, domnule, o tăia brusc. Zicea, gata, las-o așa. Zeii, omul antic se temea de zei. A fost un mare teolog catolic, Romano Guardini, care a dat o expresie nemaipomenită. Ce a făcut Iisus? Și că Olimpul era un capac peste om, așa se uită. Cum se uită ăștia la Bruxelles, la Washington, așa se uită. Cine zice șeful? Se zice, Iisus a ridicat capacul și a văzut cerul. Știți, în Anatomia inimii triste la român, a scrie această suită de tristeți în continuu, acest palimpsest de suferință și această singurătate istorică a poporului român. Știți de unde vine singurătatea noastră? În istorie. N-am judecat-o. Au judecat-o marile minți românești, între care Vasile Băncilă, unul din marii noștri filozofi. Că o vedeți real, acum și aici. Spațiu geografic mirific. Uitam și azi dimineață și când am venit pe drum, domnule, în ce zonă dumnezească sunteți. Ce țară superbă. Și am văzut 40 de țări. Ce țară, ce poate să iasă numai când te apropii de zona asta dacică. Este ceva extraordinar. Poate dumneavoastră nu mai simțiți. Știți că venețienii nu văd Veneția, o văd turiști. Despre asta este vorba. Ci că spațiu geografic mirific, spațiu istoric catastrofic. Lângă imperii barbare sau civilizate, criminale și cinici, ca și acum. Gheorghe Brătianu, mare istoric și martir, a zis în proximitatea celui de-al doilea război mondial, România n-are niciun prieten decât Marea Neagră. Acum nici Marea Neagră, că sunt submarine acolo. Și atunci, vezi, am zis așa, cauzele, această suferință în continuu și această singurătate istorică. Omul care este silit să stea cu capul în jos, de suferință după suferință, nu mai vede cerul. Nu se mai oxigenează. Nu se mai eliberează. Știți cum e? Există un sânge sufletesc. Sângele sufletesc este cald. Pentru că în el sunt mii de inimi care se iubesc. Pe peretele ăla al arterei se face ateromul ăla, care nu mai este lipidic sau de colesterol. E de suferință. Și inima nu mai pompează. Și mă uit acum, văd pe stradă, mă întâlnesc cu oameni care sunt așa.
care sunt dezamăgiți. Știți că a doua boală în lume acum este depresia. Se moare depresie, uitați, și ăștia se întărc cu, cum se numește, cu media, ca să dea cât mai multe sinucideri. Știți de ce? Ca să vă deprime. Sistemul nervos trebuie deprimat. Care este soluția? Că trebuie, tatăl meu a fost medic și zicea, bă, după diagnostic vine terapia. Ce pui pentru refacerea imunității sufletești? Dragoste. Dragoste este rodul credinței. Dumnezeu. Știți ce a zis Sfântul Maxim Mărturisitorul? Zice că a scris-o ieri. A zis că diavolul, în perversitatea lui, n-a desfințat iubirea. Era iubirea omului către Dumnezeu. A întors saxul. Iubește-te pe tine. Uitați-vă de seara la televizor. Singuri. De unde credeți că e boala aceasta să-și pună viețile la televizor, pe Facebook, intimitățile? El nu mai are mister, nu mai are taină. Și atunci o dă în neant. Aleargă, se duce în neant și se vede singur. Pe când Ava Dorotei, cum se face omul? Bă, omul pleacă în lume. Dar dacă din lume se întoarce spre centru, spre Hristos, om cum se unește în substanța hristică a iubirii. N-ați văzut că la biserică suntem împreună, mai este o comuniune a unei biserici organice care pleacă pe stradă, pleacă în viața de zi cu zi, se manifestă în milă, într-o dragoste. V-am zis, poporul român nu este alergic la ideologie. Poporul român, de exemplu, eu inundații, eu am văzut și în București și peste tot, bă, și-au dat aia și izmenele pentru ăla. Au dat tot ce... Petre Pandrea zicea că sufletul poporului român este anarhic. N-a zis haotic. Anarhic. N-ascultă de nimic decât de icoană. Ala e remediu. Așa a dăinuit, n-a rezistat. A dăinuit poporul român. Montero Diaz, un mare hispanist, a zis originea poporului român nu e niciun mister, se știe. Miracul este că el există. N-ați văzut și în situațiile astea de criză, i-ați văzut pe aia ce gimnastică europeană au făcut. Și ne-au făcut idioți, ne-au făcut imbecili și o răbdare. Cum zicea Cleopa, răbdare, dar nu cu noduri. Idioții Europei, imbecilii Europei, am ieșit cel mai bine. Toți au apărut, știți cum e, domne, cunoașterea tainică, Sfântul Simeon, nou teolog. 8 virusologi, când a fost cu gripa aviară, aia a fost o repetiție. A fost preludiu. Făceau vocalize. Și-a dat gripa aviară. Au apărut 8 virusologi care au zis, nu știu ce, virusul cu tare, pe neamul, nu știu. Au și un limbaj ăsta special, cu proteina, nu știu care, ARN și ADN-ul, cum se știe. Și după ce ne-a făcut capul praf cu ARN-uri și ADN-uri, s-au dus aia de la ProTV, sunt specialiști în a distorsiona poporul român. Iau interviuri de la ăștia mai fără dinți, mai... Să zic că suntem cretini, de aici că el e democrat, știi? Și-au dat două băbuțe, nu știau că aia e sfântă. A zis, mamaie, ce e gripa aviară? Ce să fie, mamă? Sunt doi oameni în alb care îmi taie mie găinile. Și i-a pedepsit Dumnezeu. Băbuța a văzut, adică a vedea prin. A avut spirit de discernământ. Spiritul de discernământ este un rod al dragostei de Dumnezeu și al dragostei lui Dumnezeu vis-a-vis de noi. Adică ți se dă. Academicianul Grigore Moisil, geniu, domne, dar și când avea 8 ani a avut geniu. A avut o glumă cu profesor de botanică, a zis, domnul profesor, dumneavoastră puteți face distinția între fân și paie? Și a zis, nu, bou da. Asta e răspunsul băbuței. M-ați înțeles? Eu am văzut la televizor în direct, când vreți să vedeți imbecilitate în direct, vă mai uitați la televizor, că sunt mutanți. Eu am și spus și la antrenat, zic, nu mai invitați mutanți, la ce vă referiți? La aia care mi-au zis că pot să nasc, când a dormit toată noaptea. Sunt și un partid. Da, domnule. Acum, fie forma între noi, sufletește să dea Dumnezeu să fac purici. Dar, dacă îmi spui că fac o injecție până mâine, nu mai dorm. Vorba lui Biban. Mi-au zis că, azi că nu jură cu mâna pe Biblie, dar pe ce jur, mă? Pe mersul trenului, pe ce jur? M-ați înțeles? Deci mutanți, sunt printre noi. Nu trebuie. Și a apărut la televizor că în plină pandemie aviară atunci, că trebuia să ne încălzească, una ce că epicentrul pandemiei aviare este în județul Ialomița, într-o comună nenorocită. Transmitem în direct. Mariana, ce ne spui? Și apoi Mariana, și cum la noi întotdeauna tehnic stăm foarte bine, era așa. Nu te aud, Mariana, ce să ne spui?
Ce zici? La noi! E că intre direct, știți? S-a speriat și aia, știu, nu? Și a transmis Mariana. Mariana avea și cortexul tot cam atâta, că era școlită pe la CNN, unde a vorbit direct așa. Hello, no, I said, news, no, the handicap, so we're staying. Așa vorbesc care, știi? N-au cunoscut raporturi erotice. Așa, direct. Păi n-ați văzut că au apărut ouă de găini nestresate. Eu în București am mâncat din celelalte. Și nu știam de ce. Și că ouă de țară nestresate. Ce faci aici? Un ou. Hai, un ou. Hai, altă. Acum, un ou, două, trei, patru, cinci, șase. Când ești așa. Ați înțeles? E o nouă politică, mă. Și Mariana a transmis de la fața locului din județ, dintr-o comună prăpădită. Ei nu știau că filmează și Sfântul Apostol Pavel și Petru. Apropo, astăzi se pomenește Sfântul Ghelasie de la Râmeți. Mare Sfânt, secolul XIV. Mare Sfânt, mă. Isihaj, nu știu, ai ceva, te doare mintea. Noi călcăm pe moaște în țara asta. Ăia ne țin, de dincolo. Și zice... o comună nenorocită era, domnule, era pe tocuri, nu mai bâltoci, conserve, să mergem aici, în epicentru. Epicentru era o babă în curte, cu un gard făcut de vânt, nu de vântul, din vânt. Adică, tremura o pungă, un tampax, o conservă, sârmă ghimpată, ce adusese vântul. Era un gard strategic, nată, știți? Era cu cea de-a Dumnezeu. Dumnezeu și vântul. În spatele lui asta cu tocuri care transmitea în direct, epicentru de epidemie mondială, într-o comună la Ialomița, erau doi astronauți care tocmai apăruseră. Mai așeau... Nelu, mergem înainte, da? Cu măști, cu tot! Cu... M-am întrebat, da, ăia sunt mascați. Ea de ce nu e mascată? Și mi-am dat seama că ea era mai periculoasă decât virusul. M-ați înțeles? Ăia erau victimele. Aia dacă se atingea, virusul cădea jos, murea. Și că ne apropiem de epicentru. Aia. Și aia cu camera, operatorul. Domnule, casă de pământ făcută cu palmele. Din aia că mai țineți minte. Și ușor într-o parte, de la inundație. Ca turnul din Pisa. Intra așa băguță. Moșul, pe semne, era dincolo, pe lumea ailaltă. Era singurică. N-ați văzut, domne, privirea eternității românești. Se uita așa. Erau două priviri autentice. Ea și cu găinile. Găinile erau de țară, cu râme, din alea sănătoase și se mișcau ca Nadia Comăneci, așa. Înnebunite, simțeau pericolul. Baba avea perplexitatea ontologică a neamului românesc, așa. Se uita la capra aia, care transmitea mama lui CNN, și la doi în alt care se omoare găine. Și nu știa cine sunt. Zicea, tătari nu sunt, turci nu, ruși nu, cine dracu-i fi ești? Dom'le, și aia s-au apropiat să intre în epicentru. Ca la, ați văzut că, la Azov i-a găsit cu din alea, cu din alea de bacterii, laboratoare. Și ăsta era un laborator bacteriologic subteran. Noi lucram în Ialomița. Cel mai periculos din lume, de-aia e. Domne, ați văzut vreodată că suntem aici în zone, dacă vă duceți la țară, mai e o sârmă de aia întoarsă așa, dar trebuie să ai mână. Băbuța hrănită cu urzici își închisese, n-avea la cătă, mai așa. Știți că mănâncă urzici, că îți schimbă sânge și dacă mai mănânci, îți schimbă și mersul. Dumnezeu lucrează, domne. Și au venit în aici că Nero să deschide poarta. Nu mergea. Baba era peste ei ca forță, ca imunitate. Știți? Și a zis, n-ai un crește. Se auzea. Aia Mariana, acum se încearcă deschiderea porții. Aia transmitea capra aia de acolo. Mariana n-a dorit. N-a crește. Și a început nenorocirea. Cum se va termina acum războiul și toată situația planetară, se va termina ca filmul ăsta, am văzut la televizor. A zis, să sărie gardul. Aici a fost finalul și eu vă zic că sunt profet în timpul liber. Așa va fi cu sfârșitul ăsta când vor veni în România. Vor sări gardul. Gardul, v-am zis că era strategic și avea și șici ascuțite. Ultima imagine a fost așa cu ăla. Pauză publicitară. Deci despre asta este vorba. Stați să nu deviem subiectul.
Sfântul Dionisie Areopagitul, dragostea este acel plus de viață imens și de cunoaștere și pentru cel iubit și pentru cel ce iubește. Plus de viață enorm și de cunoaștere. Nu mai știu cine ești, pentru că ești prea adânc așezat în mine. Privirea ta nu mai văd, pentru că a devenit privirea mea. Tu ești poetul din acest suflet de poet. Rabindranath Tagore. O distanță oarecare, cât de mică, poate fi împărțită la infinit. Distanța dintre mine și iubita mea e mică, dar ea poate fi împărțită la infinit. Înseamnă că atunci când eu mă îndrept spre iubita mea, în fiecare secundă sărut infinitul. Nu mi-a adus aminte, mai și eu, Orientul, din nou, Khalil Gibran, în piața iubirii. Fiți atent, în piața iubirii. Bătrânul devine tânăr, tânărul devine copil, copilul devine înger. Un chip frumos te face mai puternic. Rubaiatele. Secolul XIV, Chandidas, preot budist, a renunțat la preoție că s-a îndrăgostit de o tânără care avea grijă de templu. Și când noaptea s-a aruncat în râu și a făcut baie și când s-a ridicat, părul ei negru i-a căzut până la șolduri. În fața acestei desini întunecate, întunericul însuși s-a retras după lună și a început să plângă de gelozie. Chandidas. Într-o grădină, lângă tulpină, zări o floare ca o lumină. S-o tai, se strică. S-o las, mi-e frică, că vine altul și mi-o ridică. E năchit să vă cresc. Și de la candoarea asta și inocența asta românească, apare titanul sufletului românesc. Nu credeam să învăț a muri vreodată. Purul tânăr, înfășurat în mantă, ochii mei înălțam visători spre steaua singurătății. Când deodată tu răsăriși în cale, suferință tu, dureros de dulce. Mihai Eminescu. Vedeți? Cum neamul ăsta odată a răsărit și a creat, când era sufleur, l-a pus Pascal să fie sufleur și a zis că el a început prin a fi sufleurul Teatrului Național și a terminat prin a fi sufleurul Conștiinței Naționale. Toate erau actori în jurul unei doamne și toți s-au jucat, aveau așa niște jocuri de să-i facă curte. Și Eminescu a îngenunchiat și a zis o poezie, au încremit toți, inclusiv doamna, că nu era obișnuită cu asemenea temperatură a iubirii. Cu asemenea temperatură devastatoare a iubirii. Au rămas toți năuciți. Dintr-o dată s-a născut acel ceva. Fantastic. Dacă eu am să vă citesc aici niște versuri, nu au așa o întâmplare, puteți face un studiu de antropologie, să vă duceți să la o multinațională și să le citiți. Nu va răzbate nimic. Și cu toate astea Dumnezeu lucrează. Angelul Pili, că am găsit, hai să vedem pe ce am pus eu mâna. Da. Mm. 189. La întâmplare. Fiți atent, vers. În anul de grație. Ăsta de breaking news și de alerte continuă. Când dori, voi așeza sărutul meu pe umărul tău gol și parfumat. Voi fi gelos chiar și pe Dumnezeu, că în primordii El te-a modelat. Voi fi gelos pe aer, umbră, soare, pe
pe florile din curtea alor tăi. Sunt răvășit de chipul tău. Mă doare. Spre mine ai cărări, dar nu sunt căi. Pili. Să vedeți unde sare. Uitați ce vers. În țara asta cu parfum de cruce. Parfum de cruce. Nu l-a scris nimeni. Cu farmacii și jocuri de noroc. Contrastul. Nu poți trăi și n-ai unde te duce. Pentru români, oricum nu mai e loc. Stăm în exil, în propria psaltire. Vă dați seama? Să stai în exil, în propria ta psaltire. Exil. Emil Botta. Iubirea mă apără, de aceea îmi port fruntea sus, în exil, printre oameni. Stăm în exil, în propria psaltire, și Biblia e o carte de tarot. Pe vremuri, patria însemna iubire. Acum bâlci cu hoți și fără tot. Ne sunt impozitate, vise, doruri. Biserica e părăsită în ruină, ca tapetezme îngeri fără zboruri. De Paște n-avem preoți, nici lumină. Ne vom ruga la marea lor reclamă, purtând stigmatul devenit legendă. Iisus a coborât plângând din ramă și a pus și mască să-mi ia amendă. Vedeți? Acest balans extraordinar între înălțimea transcendentală și concret. O să-l chem să recite pe el. Nu recită bine, dar are un foc lăuntric. I-am zis, băi Pili, tu știi că Eminescu își recita versurile? E o incantație la poet. În interior este un sunet pe care l-am observat la Pili. Îl urmează, e o voce care îl vorbește. I-am zis, băi, la un moment dat ai ieșit de raier pe aici, dar asta e la viteze mari, n-ai cum să nu... Mai ai și câte un stâlp, o bornă. Uitați, Spital în tine. El m-a avertizat, eu am citit, dar am citit și altele, niște versuri, să vedeți ce legătură are Pili poetul cu lumea sufletească de astăzi. Spital în tine, așa vrea el, că tot s-a vrut de spital. Îmi este rău și deam să cad spre soare, în slăbiciunea de a nu te avea, prefer în tine ospitalizare, bolnav la pat de frumusețea ta. Da, de vedeți. Păi de ce credeți că m-am expus eu public să-l înalț? Bine, mi-a dat 4.000 de euro, dar totuși... Păi n-au zis dumneavoastră că mi-a dat Putin bani. Se tăuă și m-a întrebat, a chemat la televiziune și zic, unde este să vin cu taxiul? Păi n-ați mașină? Zic, nu, n-am primit încă ruble, aștept. Și fiți atenție, vers frumos. Și nu-mi doresc banala vindecare trecută în fișa albă de cei vii. Mai bine boala grea de așteptare, că vei veni și o să-mi faci copii. Are o inocență nevindecabilă, spre fericire. Iubirea noastră ne condamnă iară. Cum să te pierd? Aș vrea să-ți mai fiu convalescent, a nu știu câta oară, spitalizat în tine, sunt mai viu. Așa și să... pentru patrie. Tot așa, pe sărite să le citiți, că altfel vă turmentați. Nu vă jucați cu viața și cu moartea, mie îmi sunt de pază țara, cartea, dar vouă eu vă las la parastas, din milă, un sicriu și glonțul tras. Și un pluton de mari ostași trudiți. Oricum nu veți trăi, o să muriți. Mai bucurați-vă atât cât mai puteți, gașcă de securiști cu epoleți. Fiți atentă, revolte din astea teribile, zici. Eu sunt poetul țării mele, dragi, voi veți muri în pădurile de falci și dacă nu mă credeți, ce-mi pasă? Nu moartea e pedeapsa, ci o coasă. Lasă că am mai găsit unul pe aici. Pentru că sunt perle. Ei...
sunt perle, absolut. Bine, nu o să fie băgat în seamă de Uniunea Scriitorilor. Eu am scris o carte, aia cu Dulci, jurnalul unui câine scris de un purigdan. Din nefericire, mai decât un exemplar, dar îl puteți comanda. Bestseller, s-a citit așa, bine, era înainte de pandemie. Și m-am întâlnit în parc cu o doamnă pensionară care avea un baset. Nu știai cine are grijă, ea de baset sau basetul de ea. Femeia inteligentă. Nu s-a uitat la mine, s-a uitat la câine. Și a zis, vai Dulci, ce frumos scrii. Bine că nu ești în Uniunea Scriitorilor, că acolo sunt numai jigodii. Da, nu e asta. Nu știu, vă mai las și pe dumneavoastră să descoperiți ce a făcut Pili. O să vă și recite, dar am să vă mai spun ceva ce are Pili. El are o dilatare a fiziologiei de receptare. Îndrăgostiții au întotdeauna o dilatare a fiziologiei receptării. Deci, frumusețea ei îmbogățea sariul și bijuteriile. Nu sariul, știți, la indiene, și bijuteriile o frumusețeau. Frumusețea ei, glasul ei vorbea în mii de culori. Glasul iubitei se transformase în culori. E vorba de o transfigurare. La marii poeți de dragoste, o să vedeți că ei receptează altfel, cu totul și cu totul lumea. Și atunci, fără acest, știți că pe Don Quixote la sfârșit, ca să îl vindece, se credea cavaler rătăcitor și l-au îmbrăcat pe nepotul lui, tot în armură, și a zis, bă, dacă ăsta e nebun, fă și tu pe cavalerul și provoacă la duel. Și a zis, pentru Dulcinea din Toboso. Și săracul s-a bătut și normal, el fiind în vârstă a căzut și ăsta i-a băgat lancea în gât acolo și a zis, recunoști că nu ești un hidalgo? A zis, da, recunosc. Recunoști că nu ești cavaler rătăcitor? Da, recunosc. Recunoști că nu există Dulcinea din Toboso? N-a cedat. Ăsta este poetul. El nu cedează, el poate să cedeze la alte chestii. El merge contra curentului, cum spunea Sfântul Ioan Gură de Aur. Numai peștii morți se duc la vale, peștii vii. Pili este ca somonul, până nu-și depune icrele și până moare. El nască somonul, urcă la deal, ajunge slab, ajunge distrus. De fapt, asta e condiția artistului. El merge în... De ce credeți că mă urmăresc ăștia peste tot, m-au făcut varză? În tot felul, că sunt naționalist, că sunt legionar, că sunt, nu știu ce, homofob. O să mă facă... Vedem, așteptăm acum ce mă mai fac. Nu le convine identitatea, adevărul. Nu? Atunci, poetul cetății spune, strigă. Aș încheia cu... Tot cu poporul român. E fantastic, Doamne, zice... Mi-a zis unul, știți că s-a făcut un amendament de urgență la nașterea Evei. Oricum, a zis că Dumnezeu a făcut lumea 6 zile și s-a odihnit. În a 7-a zi l-a făcut pe Adam și s-a odihnit. Pe urmă a făcut-o pe Eva și nu s-a mai odihnit nimeni. Zice, Dumnezeu bătrân de zile și obosit de muncă, a țipea și acolo la 100 de metri era Adam. Asta e poveste basarabeană. Și zice îngerașului, bă, vină cu acela. Du-te tu și adun cu asta ca să o sfințe, să iasă Eva. Da, Doamne, Dumnezeu duce. Vine cu asta ușor și pleacă cu ea. Și când să... Dă de unul care asculta o manea pe acolo. Un drăgușor. Zice, ce e aia? Zice, asta e cu asta, lui Adam. Dă-mi-o și mie să... Nu, nu, Dumnezeu. Hai, îngerașul, că tu ești bun, ai un suflet așa. Și mă rog, îl păcălește, doar să o ating. Și pac! O ia și fuge. Și fuge dracu cu coasta, drăgușorul, și fuge ăsta după dracu. Și fuge și la intră pentru o crăpătură, era un zid, așa. Nu mai știu așa. A băgat mâna pe crăpătură în geraș. Și l-a prins de coadă.
Și a tras, a tras, a tras, a tras, toc, a rămas cu coada. De ce râdeți? S-a dus la Dumnezeu, Dumnezeu a zis, a, binecuvântat-o, și așa s-a născut Eva. Vedeți, de câte ori am spus, cel mai tare râd femeile. De unde rezultă că inteligența și umorul la noi sunt stăpâne. Dacă eram în America, așa, oh, sexual discrimination, no! Vreți să vă spun ce am pățit în avion? Veneam de la Zurich la, nu știu, Viena cu papucii mei de ster, vai de cap, 8 ore, 8 euro pe, pe nu 8 euro, 8 shilling, vă zicea. Și lângă mine o băbuță, o americancă. Where are you from? Zic, from Romania. Oh, interesting. Have you your own language? Mă întreb dacă avem limba noastră. Și zice, yes, the Patagonese. Oh, interesting. Zic, pe aia zic, Dracula country, lui sac de blat, vampires. Am ajuns la Zurich și când am la Zurich, sărăcuța s-a zbat în picioare și să-și pună puloverul. Și instinctiv i-am ținut puloverul. Dom'le, fiți atent ce a făcut. Și-a băgat numai o mână și restul aștepta să treacă toate babele să vadă că cineva o ajută. Și zic, look, he's helping me. Oh! Știi ce am pățit? Au trecut un cârc de 80 de babe care îmi făceau așa, oh, what a handsome boy, oh, what a handsome boy, am ieșit vânăr, toate, what a handsome boy, oh, amazing, amazing, toată. Asta a fost acum 12 ani. Acum vreo 8 ani, eram în drum spre Italia, am mărit așa, și l-am dat unei fete de 35 de ani, care stătea pe lângă mine, i-a văzut pulovră de sus și l-am luat, zic să-l pun. Zis, it's sexual harassment, please don't touch me. Ok? Human rights! Și zic, du-te, dragă, și internează-te. Mai avem locuri la noi. Da. Dacă ți s-a dat sifilis, niciun fel de problemă. Reversul există. În alt avion, veneam, în perioada 91, vă dați seama cum se mânca pe Swissair? Acum, 5 euro, mănânci un sandwich. Acum, mai dorem, mănânci un tarom. Dar atunci, să vezi munții de ciocolată, fripturi, salam, șampanie, cum trec pe lângă tine. Le-am luat pe toate. Eu zic, mi-e și atât de ce sat am de nimic, zic, știu și eu, românul nu mănâncă niciodată pentru acum, pentru ceva să vină. Și când m-a văzut Dumnezeu că mănânc și ciocolată, cu friptură, cu șampanie, ce era în mine, era așa. A intrat avionul în turbulență. Și s-a dus dracului și vinul și asta, ce fac? Dom'le, s-au speriat oamenii, normal. Dar s-au potolit că era una în spate, numai că zicea aaaaaaa! O să zică ăștia că s-a întâmplat ceva aici, un viol în, în teatru. Și s-au potolit știoardeză, s-au potolit toți aia de două minute. Aaaaaaa! Uita în spate, nimeni nu mai mișca. Și după două minute m-am întors, era unul cu părul alb și cu asta, și ăla îmi zice în românește, zice, uite așa îmi face de viață întreagă. V-ați înțeles? Întâlnirile mele cu poporul român, domnule. Și zice, domnul Dan, a venit unul la spovedanie aici, în Gorj, la mine, și a zis, părinte, e adevărat că Eva s-a născut din coasta lui Adam? Da. Da, Adam dormea. Da, pe asta mă gândesc, dacă era treaz, nu era de acord. Dumnezeu, este originale, domnule. Și acum vă spun cea mai tare și formă la spăpirii. Zice, domnul Dan, a fost aici, într-un sat la noi, moșul, băbuța, și băbuța a murit. Și mă rog, privechi, două zile acum, acum nu mai bagă la frigider și gata. Privechi, mai știu ce. Și am dus-o a doua zi, a treia zi la mormânt. Căruța mergea așa, agale, noi tot satul, cu cădelniță acolo, mă știu, cu colivi, cu colivă, cu lumânări. Dom'le, și când ajunge căruța la intrarea în cimitir, acolo e un poduleț mic, așa, da. S-a rupt puțin aia și carul a lovit puțin stâlpul de la intrare și, păi, s-a trezit baba. Cum? Dom'le, nu știu, cred că a fost moarte din asta, clinică, și s-a trezit. Păi și am fugit toți. Toți! Dom'le, a fugit și moșul. Problema era că la 12 în gropa, la unul l-a întrebat dacă vrea omletă moartă. Păi, omletă, o salată, o cea, noi. Păi zic, se mai întâmplă. Stați, domnul Dan. Nu. America este țara tuturor posibilităților. România este țara unde totul e posibil.
și am făcut niște ochi mari cât luneta. Eu vă spun, domnule, eu îngenunchez în fața acestui popor. Are ceva imens. Domnul Dan, după 2 ani moare băbuța din nou. Păi vă dați seama cum eram la privechi? Tot, Doamne Dumnezeule, vă fugă babele, dacă se trezește. Dumnezeu să mi-l iasă, așa, și Doamne Dumnezeu. Erau toți în fugă. Au dus-o din nou la mormânt cu aia, în spate cu coșciug, așa, și moșul când a ajuns la cimitire, zis, aveți grijă la stâlp! Adică să nu se mai trezească el. Și acum, dacă tot ne-am întors la Eros, forța femeii asupra bărbatului și pe urmă invers, ca să fie unul la unul. Mie mi-a zis un coleg de-al meu, regizor, zice, bă, mama l-a prins pe tata cu una tânără. Și a deschis ușa și a zis, Nelu! Și el a zis, nu sunt eu. Adică s-a dematerializat. V-ați înțeles? Nu putea să zică, Nelu! Nu sunt eu. Ce, a dispărut în aer. Mai avea aia Puiu Călinescu, era demențială, zice, Badea Gheorghe trecea să moară, zice, auzi, fă, dacă mor, să dai televizorul ăla acolo, lui nepotul, un hoțul ăla care ți-a luat din casă, îi dai lui nepotul. Bine, fă, dacă mor, să-i dai costumul de haine lui vărul meu, ăla, al nenorocit, care ți-a furat din casă și te-a părât, dai lui vărul. Bine, auzi, fă, dacă mor, dă Dacia, că n-aveți decât 30 de kilometri, lui frate meu, lui ăla care te-a turnat securitate, nenorocitul ăla, nu-i dă nicio mașină, dau lui frate meu. Auzi, fă, cine dracu moare în casa asta, eu sau tu? Hai, Pini, vino cu aici. Mulțumesc din suflet. Doamne ajută să rămâneți tot așa. Chiar dacă sunteți din ce în ce mai puțin, e inima din ce în ce mai mare. Nu vă fie teamă. Pini, eu am să stau aici să te ascult. Iertați-l că îl răbufnește, trebuie să vezi hidrant, să-l stropiți, să-l... Hai. Vine maestru Puric, vă salut, bună seara, sărbători doamnelor. Vine maestru Puric și spune, Pili, hai pe scenă și eu ce treacă să mai zic după Dan Puric. Dar mă rog, acum dacă m-a condamnat pe crucea asta a scenei, trebuie să zic o vorbă. Eu o să încep cu Kazantzakis. Nu știu cât ați auzit în el, dar are o vorbă frumoasă. Zorba Grecu. Alexis Zorbas. Și zice... Migdalule, te rog, vorbește-mi despre Dumnezeu. Și Migdalul m-a înflorit. Acesta este Dan Puric. Păi, ești mare. Apoi, spuneam într-o mică întâlnire de-a mea, nu așa mare ca a maestrului, bă, femeia e singura care naște și femei și bărbați. Dar știți de ce? Ca să le iubim. Aplauze pentru femeie. Vine o bătrână interesantă, apropo de povestea maestrului. N-am să rețin mult, că n-am în farmecul maestru Dan Puric. Și zice, doamne, vreau să mă spovedeți. Părinte zice, doamne, zi, era puțin așa, cam tânăr, băbuța la vreo 80 de ani. Zice, doamne, am iubit și eu pe cineva în tinerița mea și zice, vreau să vă mărturisesc asta. Că n-am spus-o nimănui. Bun, măi, și care e treaba? Pe când s-a întâmplat? Aveam și eu vreo 30 de ani. Bărbatul meu murise și... Păi a uitat și Dumnezeu, vorba maestrului Puric. Ce-ți mai bați capul? Păi da, părinte, dar nu iartă Dumnezeu de păcatul ăsta? Tu poți să mă ierți? Da. Dar tu n-ai înțeles ce care e păcat. Care mă mai? Că n-am rămas cu el. Oh, ce frumos. Superb. Apoi, am să mai zic o chestie. Aici a arătat maestrul cartea mea, las puțin astea jos. Da, ies. Mi-a zis cel de la domnul Robi. Dom'le, dacă vrei ca să te auzi în la valiera, apasă prelung. Eu am apăsat prelung ca să mă auzi și dumneavoastră. Și are lui băiatele, marca aia. Dom'le, e fabulos. De mii și mii de ani, se învârt în spațiu aștri, de mii și mii de ani, zori, și-asfințituri sunt, se calce ușor, căci poate fărâma de pământ, pe care o calci, altdată, era de ochi albaștri. Cam, ce frumos!
Acum să-mi schimb ochelarii. Ca să... Dom'le, știi ce e interesant? Cele mai triste sunt gările. Îi spunea maestrului Puri, el mi-a spus o chestie la o discuție de ieri. Și zicea, bă, Pili, artele asta, să ai grijă, că îți lasă cicatrici. E periculos. Eu nu știu ce să răspund. Ce dracu să vă luși cu Dan Puri. Acolo trebuie să asculți. Și porți un loc cu tine însuți că ești deștept că măcar ai înțeles ceva. Da, m-am gândit, dom'le, poți să contempli cicatricea. Prin intermediul amintirilor. Eu am să vă recit două poezii, nu sunt publicate. Cartea aceasta, cu coarea mea la Nunta Învierii, va apărea la intrarea dumneavoastră sale, cu bunăvoința sa. Și apropo de bunicii noștri, bunicul meu care vine pe front, cu mantaua ciurită și cu o glibie în care se află un blond. Și sună așa, când muntele iubește. Cum te-a creat așa divinitatea? Cu trupul zvelt și părul auriu, să-mi cer cu ochii verzi absurditatea de a te iubi în schitul vechi, pustiu. Cât de nebună poți să fii arzândă, să mă sărut pe gură, pe destin. Și tu să mă mai vrei, gemând flămândă, să-mi spui, rămâi în mine, Cătălin. Eu aș rămâne, dar e scurtă vara, și tu rămâi de-a purerea prin munți, și mă așteaptă într-un vis cocoara, se scriu despre neîntâmplate nunți. Promit că totuși la răscruș de surlă, când clopote vor bate pânte greu, că-ți voi trimite îngerul din turlă să-ți dea de veste despre cum sunt eu. Plătește tu părelicul din coapse în care amândoi ne-am desfătat și în iarba în care doar a noi miroase să-mi scrii cum că o iapă a fătat. Cum că la birtul satului pe trepte un pop în bicicleta și-a lăsat și o bătrână pare să-și aștepte bărbatul ei pe care l-a îngropat. Cum că vecina ta de-un lat cu cerul se ceartă suduind în pădurar și că se aude cum își bate fierul cu un ciocan de vise, un fierar cum tinerii se văd ascuns la apă și se sărută lung și apăsat cum oamenii vorbesc mergând la sapă ca doi pețivi. Sau electrocutat că vine peste seară un moroi să-și amintească despre nunta lui și tu să nu-l auzi gândind la noi. Și să te rogi la candela din cui să-mi spui că ți-a rămas în ochi pădurea și tipul e vântut pe o surcea că se aude omorând săcurea copacul nostru care ne știa așa să-mi scrii cu mâna tremurândă, cu ochii triști și părul auriu. Nebuna mea, frumoasă și arzândă, că în munții tăi e Dumnezeu om viu. Și uite iarba de sub noi cum crește prin amintiri când muntele iubește. Și o să vă mai zic o scurtă poveste. Ia sumetului de-am poezii. Știți de ce e? În cimitire liniște, pentru că sunt morți toți. Și cei care vin în vizită încă n-au murit. Vis de vară, ultimul poem și evident că nu am pretenția unui poet. Eu am pretenția unui om care suferă. Zicea ceva un lucru foarte interesant. În fond, singurătatea nu te învață că ești singur, ci singurul. Și zice așa, asta e poezia care conchide, de fapt, întreaga trilogie a poeziilor mele. Când au cocorit timpul nevenit și începea să plouă în ochii lor, cocoara abă, dacă m-ai iubit,
Mă vei striga când îți va fi mai dor. Pe strașină cad lacrimi, Dumnezeu, ne plânge dintr-o altă veșnicie, nu porți vreo vine. Vinovat sunt eu. Sau aripile frânte. Cine știe? Pentru minciuna mea de greu poet, că nu te-aș fi iubit, că mi-ai fost muză, ai să mă ierți, împătrânind încet, că te-a rănit, mă iartă. Nu am scuză, dar chiar acum când strașina pocnește sub ploaia care mi te-a și udat, îți las scrisoarea asta. Am închis microfonul, nu. Tu citește. Să mă păstrez cum mi s-a întâmplat, cum nimeni niciodată nu va ști dacă ai fost reală sau vreo stare. Te las poemic, eu nu voi mai fi decât un vis. Iubind la întâmplare, ce cărți ciudate, soare și noroi, cum are fastă în plină sindrofie, nu va ști nimeni drama dintre noi, tragismul, urle din tăcerea vie. Voiam să te întreb dacă îmi permiți, când publici cartea? Cu un tir de seară să-mi lași un exemplar, te rog promis de eu cel mai trist, cocor din gară. Te las, poate că scrii sau mă citești, poate te-ai regăsit într-o erată, dar vreau să-mi întreb, mă mai iubești sau m-ai iubit sau ne-am iubit vreodată, cu bine rugăciunea mea fatală, cu bine dulce magică cocoară, cocorii mor la nunta lor pascală, iar nunta învierii, vis de seară, rămâne cu iubirea mea totală, iubindu-te nici când ultima oară. Bravo, Silvi! V-am avertizat că este incendiar. El se bate cu versul, cu două lucruri. O să vi le las moștenire. Vezi ce a zis Cioran? Mersi. O inteligență, nu? Singurătatea nu ți arată că e singur, ci că e singurul. Dar uite care e diferența între el și cel care crede în Dumnezeu. Eckermeister. L-a salvat. L-a salvat? Mistic secolul... Săruna. 12. Stătea sub un copac. Și... Pardon, Meister Eckhart. M-am întâlnit. Meister Eckhart. Secolul 12, de asta am cu pauza era. Meister Eckhart, secolul 12, stătea sub un copac și a venit un tânăr discipol și a zis: Maestre, ce faceți aici singur? Și a zis: nu eram singur, dar acum sunt. Și tulburarea aceasta a lupilii, cum își permite el să iubească cu toată ființa, răvășind, parcă este o șarjă de cavalerie cu care își asaltează iubita. O să închei cu un vers teribil a unui poet spaniol, Quevedo. Te iubesc atât de mult. Și când voi muri, voi fi țărână. Dar voi fi țărână care te iubește. Mulțumesc. Să rămâneți așa, ca să mai am de ce să vin. Frumoasa mea cetate Daci, nediluit. Vă așteptăm să dăm cărți cu suprapreț ca să ne facem avere. Și nu râdeți că le-am zis că autograful e 5 euro și fotografia 10 euro și la Cluj n-a mai venit nimeni. Am zis, lasă dragă, că n-avem bani. Inversul mi s-a întâmplat în Moldova. Am vorbit despre credință, iubire și dădeam autografe și am simțeam ceva pe spate. Dădeau cu portofelul pe mine. Zic, ce faci? Lasă că știm noi. Mă credeau Arsenie Boca. Moaște. Aveți grijă. Bun. Eu stau în dreapta. Să nu dați pe Pili. Vă mulțumesc. Doamne ajută. Hai, Pili.